În seara declarațiilor la finalul jocului dintre Universitatea Craiova și Pandurii Târgu Jiu vor fi oferite de antrenorul principal al Universității Craiova, Emilson Doi. Domnul antrenor, aveți cuvântul? Bună seara! Nici nu știu ce aș putea să vă spun după un asemenea joc. Deci eu vreau, în primul rând, vreau să-i felicit pe cei de la Pandurii și pe Edi Iordănescu pentru ceea ce face acolo, pentru că Pandurii, vedeți, este pe unul dintre locurile fruntașe. Este o echipă bună, cu jucători de calitate, dar nu pot să mă gândesc că în jocul de astăzi, deci după jocul pe care noi l-am prestat, cred că am fi meritat fără doar și poate victoria. Deci cred că a fost un joc pe care l-am dominat din primul și până în ultimul minut, un joc în care ne-am creat multe ocazii de gol, ca să nu zic foarte multe. Până la urmă, cred că jucătorii din toate compartimentele au ajuns în fața porții și puteau să înscrie. Vreau să-i felicit pe băieții noștri, pentru că este al treilea joc în 6 zile pe care îl disputăm și cu prelungiri, și au dat dovada astăzi de o dăruire dusă până la sacrificiu în teren. Au încercat să respecte permanent strategia pe care am stabilit-o împreună. Am reușit să blocăm foarte bine adversarul, pentru că nu cred că Pandurii a avut astăzi vreo ocazie de gol. Iar în rest am ajuns cu ușurință în fața porții. Din păcate pentru noi, suferim în continuare la finalizare. Nu avem acel sânge rece care îi trebuie un jucător atunci când este în fața porții. Ați văzut, sunt echipe care au o singură ocazie într-un joc întreg, reușesc să o fructifice și câștigă. Vedeți, noi la jocul de astăzi poate am avut 10 ocazii de a marca și n-am reușit să înscriem niciodată. Dar până la urmă trebuie să privim jumătatea plină a paharului, pentru că este al patrulea rezultat pozitiv, fără înfrângere. Veneam după 3 victorii, astăzi n-a fost să fie decât un rezultat de egalitate, bineînțeles că ne-am fi dorit victoria și încă o dată, cu riscul de a mă repeta, am fi meritat-o. În continuare, urmează un joc la CFR Cluj și sperăm să recuperăm acolo punctele pe care le-am pierdut astăzi. Vă gândiți să vă mări staful tehnic, să aduceți un poate ne-ar trebui, nu știu exact cu ce am greșit în ultima perioadă. Și vă spun, nu e vorba numai de jocul de astăzi. E vorba cam de toate jocurile pe care le-am disputat de la începerea campionatului. Dar, pentru că discutăm de jocul de astăzi, încă o dată să ai atâtea ocazii și să nu reușești să înscrii din preajma porții, din toate pozițiile, este păcat. Vom încerca să lucrăm în continuare cât mai mult la finalizare și să știți că o facem. Facem asta încă din perioada de pregătire. Dar, v-am spus, ne lipsește acea inspirație, ne lipsește acel sânge rece din fața porții. Da, așa este. Nu, dar în rest, vedeți că ne-am propus să schimbăm puțin strategia față de campionatul trecut. Vedeți că în acest campionat noi jucăm foarte ofensiv la fiecare joc pe care îl disputăm. Încercăm de fiecare dată să jucăm într-un pressing agresiv din terenul adversarului. Acest lucru ne iese aproape de fiecare dată, dar din păcate nu reușim să modificăm tabela. Păi, știți că am avut numeroase accidentări în ultima perioadă și dacă vă aduceți aminte, am fost obligați la unele jocuri să și improvizăm acolo în zona centrală. Dacă vă rețineți, l-am folosit pe Dumitraș 2 jocuri în zona centrală, el ne jucând niciodată acolo. La Timișoara, acasă cu Steaua. Ați văzut și Popov a avut o perioadă în care a stat datorită unei accidentări, și Aca și Caii a stat la acest joc, să nu mai vorbesc de Izvoranu, care el este operat și probabil că până în iarnă nu o să putem să contăm pe el. În rest... Este eu o variantă bună pentru o specie de
Asta rămâne de văzut. Nu înseamnă că pe parcurs, dacă vom găsi o oportunitate de a transfera și un jucător de atac, nu o vom face. Dar, în rest, încercăm să fim acoperiți pe toate posturile și eu îl apreciez foarte mult, îi urez bun venit. Dacă se va perfecta, nu știu exact în acest moment. Și m-aș bucura să aibă evoluțiile pe care le-a avut înainte în campionatul României. Ok, mulțumim.